Toate lucrurile trebuie să fie noi. Fă un cadou așa cum ți-ar plăcea să-l primești și tu. Nu fă curățenie în casă pentru ca mai apoi să dai ce e de aruncat, este mesajul pe care îl transmite campania Shoebox. De la jucării, la hăinuțe, dulciuri care sunt, nu, să nu fie sunt perisabile, exact, și de asemenea poate să pună rechizite cărți, creioane, culori, cărți de colorat, asta depinde de ce se gândește acea persoană uh, când vrea să-i dea unui copil? Da? Uh, vârsta este de, de la 2 la 18 ani și dacă tu îți alegi un copil de 14 ani, îi pui lucruri care îi, este, îi sunt folositoare acelui copil. Dacă pui unui copil mai mic de la grătiniță, uh, vă dați seama, puneți cărze colorate, jucării mai multe. Asta depinde de ceea ce se gândește fiecare în parte. Sunteți toți așteptați să veniți să aduceți aceste cutii pentru uh, copilași. La ce copilași vor ajunge pachetelele? Pachetelele vor ajunge la copilașii din satele de lângă uh, Suceava, uh, din uh, satele care sunt marginalizate, uh, copiii care sunt uh, din familii nevoiașe și care chiar au nevoie de a primi un astfel de cadouaș. Cam de câte uh, cutia ați avea nevoie pline, cu cadouri, desigur. Noi vrem câteva mai multe. Ne-am pus așa un target în jur de 100, 100 și ceva, pentru că vrem să aducem cât mai multe zâmbete pe fețele copiilor. Cutiile sunt colectate până pe 15 decembrie la Centrul de Incluziune Socială de pe strada Uituz, fosta clădire a evidenței populației. Programul de colectare este de luni până vineri, de la ora 9 dimineața la ora 7 seara.